Salut, Raul! Salut! Salut! Am avut niște deplasări, am fost în deplasare, Raul. Și nu puteai să pleci mai devreme de acasă? Nu puteam să plec mai devreme. Nu puteam să pleci mai devreme de acasă? Nu puteam. Nu mergea mașina mai devreme? Mașina pornește la ora fixă, nu? Nu puteam, Raul, nu înțelegi când Dar de ce? Pentru că nu puteam. Dar de ce? Pentru că trebuia să fie cineva la o oră undeva. Am înțeles. Și ai zis că hai mă duc eu, Cici. Mă duc eu, Cici. Nu, așa ai spus. Mă duc eu. Păi da. Ești taxi driver? Îmi ajut familia, Raul. E foarte bine. Dar ești taxi driver? Nu. Păi că mă duc eu. Sunt Bolt driver. Bolt driver. Ok. Cât e cursa? Te rog eu. Ce este aici? Un proiect de Premiere Pro. De editing. Da, Raul, ai văzut? Ieri pe gri. Azi pe bailando. Sunt frumos, n-ai ce să spui. Raul, hai că deja filmăm de 4 minute. Spune și tu rapid ceva. Nu, motivul pentru care filmez care este? Că fac vlog. Nu, pentru că ești eclipsat de prezența mea, de-aia. Asta e motivul pentru care filmez. De-aia. Rog frumos, spune ce urmează să facem. Oamenii trebuie să știe, Raul. Să te duc să te plimbi în afara orașului. Să te plimbi și pe tine, să vezi mai mult decât ce ai văzut până acum. Băi, Raul, auzi? Gara. Da, copilul meu. Nu te simți un pic știi că tu ești copilul meu. Nu te simți știi că tu ești copilul meu. Nu te simți un pic. Dar tu știi că ești copilul. Răspunde. Nu te simți. Bă, dar fața asta de ușor, mă, nu s-a nimic, ce ai reacția. Nu te simți un pic cam prea important să ai două camere după tine, te întreb eu. Ce mă, cu fața asta de masă așa pe. Îmi place stilul tău așa că respir gen, ești îmbrăcat. Ești plătitor? Ești îmbrăcat eficient. Ești plătitor? Acolo? Mamă, ce super. Ești super, mă, Raul. Unii sunt la job, alții stau și pozează. Mamă, dar nu poți să le iei pe tot? Boghiț, de ce ești bailando sub copacul ăsta așa? Zici că ești lăcătuș mecanic. Ce e la lăcătuș mecanic? Lăcătuș mecanic. Ce? Zici ăla. Mecanic, lăcătuș. De la de prin blocuri, ce ai tu? Care crezi că e mai important dintre lucrurile astea două? Clar, portofelul. Nu, greșit. Că nu poți să-ți iei mâine alt telefon. Asta e problema, nu? Nu, este greșit, iară. Da, o lăsăm așa. E marfă bună aici. La vila lui Ceaușescu. Ceaușescu, tovarăș. Și ne comandăm de pizza. Nu? Tot pe pizza merge. Pizza. Nu are pizza aici, copilul meu. Din păcate, da, pentru tine. Nu este pizzer. Aici este un restaurant clasic. Aici, dacă vrem, mă ligă drăcii de genul. Salam, salamior. Ia vezi, mă, tăticul aici. Ia vezi, mă, ce-ți place aici? Da, amestecare, nu le fac așa. Amestecate, nu merge așa. Raul, n-au pizza și mănânci mămăligă, nu? Eu vreau niște paste. Vila restaurant tradițional și eu vreau niște paste. Vila, una dintre casele fostului președinte al țării noastre. Și tu mănânci paste. El mânca oare paste? Mă, tata, aici. Știi ce gust are asta? Ciorba aici, am mâncat. Da, ce gust are asta? Ia da. Dă și mie, mă, să gust. Mă. Mamă. Da. Taste test. Nu m-am murit niciodată după mămăligă, Raul. Mamă, ce bun e. De aia că tu ești o fată sofisticată. Am mâncat și tu odată în 7 ani de zile mămăligă și acum faci pe aici. Păi și. Eu mor pe mămăligă. Mereu am pe mămăligă. Unde mergem acum? Mergem să lăsăm pe Cristi acasă, pentru că, aparte de faptul că acum a slăbit, nu mai este gras, suferă de o boală, se numește boala porcului, care după ce mănâncă nu mai poate să stea în picioare, trebuie să doarmă neapărat. Okay. Tu știi cum e, două ore pe zi dormite, wow, e bine pentru el. Da. Și acum, după ce lăsăm pe Cristi acasă, da, mergem la o recomandare de-a ta. De-a mea? Nu e a mea, a fost a lui Cristi. A fost a ta? Atunci plătești dacă nu e bine, să știi. Dacă nu, ce? Plătești.
Nu contează, ne trimiți acolo ca pe găini și după ce, că nu ai treabă tot. Deci așa și dormi. Nu, tu ai zis, bă, ești maker aici, du-te, du-te că-ți place. Ok, mă iau după tine, că gen am încredere în tine. Și dacă nu e bine, plătești. Băiatul meu, ai greșit, ai greșit ținuta, băiatul meu. Aici suntem la zilele orașului, nu suntem la nuntă. Ia dă-mi puțin camera. Nu vreau să ți-o dau ție. Dar nu vreau să ți-o dau. Tu stai cu minte acolo în banca ta. Am mers la piscină și am aterizat la Chiurtoș. Mă trăiți. Am două bucăți cu nucă și zahăr și o nucă de cocos cu zahăr. Nucă și zahăr. Care mi-a dat? Nucă și zahăr. Cici, eu mestec și după îți dau ție, da? Test, test. Hai. Dar se rupe din ăsta, Raul, nu se mănâncă așa. Mamă, ești diabolic. Te rog, dă-mi. Ups. Ups. Gata, aia a fost bucata. Dau fac pe deget în sau. Sub unghie. Sub unghie. Așa. Ba. Din păcate nu cred că o să ne auzim, băieți. Pentru că am vrut să rămânem aici. Un loc în care nu mă auzi înconjurat de oameni pe care nu-i cunoști. Și în care nu te poți simți bine. Pentru că ești arogant. Este un te... Poftim? Ești arogant, ce au oamenii de aici, că nu înțeleg rău. Cine a vorbit de ce au oamenii aici? Am spus că înconjurat de oameni pe care nu-i cunoști. Păi, nu, de care nu te simți pe care bine. Cunoști. Cu care nu am te simți bine. Care nu-i cunoști. Cine a spus că nu mă simt? Cu care nu te cine simți bine. Tu. Cine? Ia de, ia de, ia de pauză și uite-te, ia. Dar îți place stilul ăsta de muzică, am observat. Nu, mi-e place dubstep-ul. Da. L-ai învățat să editeze. Vezi că ai 2-3 muci în nas. Da? Da. Atâta poate, atâta poate. Sunteți de acord că trebuie să-l înjurăm toți pe Cristi? Că ne-a adus aici? Cici! Cici, ce faci, mami, mănânci mâncarea săracului? Cici, am înțeles, eu sunt sărac, dar parcă tu nu erai sărac, ce faci? Gata, te-ai calmat? Update, update de ultimă oră. Băieții au hotărât să ne mutăm din cauza faptului că nu era prea plăcut în locul în care am fost. Așa că am decis să mergem pe o variantă clasică și anume El Galonero cu Gogiț, Raul și Cristi. Vedem dacă bem, dacă nu bem, dacă ne simtem bine. De ce ai figuri și schimb două locuri într-o seară? Cum? Localuri. Ah, localuri, zici tu bine. Seara. Ce bă, ce îmi spuneai? Cum îți permit să schimb două locuri? Da, da, cum îmi permit? Păi pentru că am mâncat, la primul loc l-am mâncat mâncarea săracului, am economisit bani și am venit aici să mai iau apă, nu vezi? Fair enough? Ca să ce? Ca să vină aici să mai iau apă. David? Pentru că șeful de producție pentru cinematografii le-a spus că ar fi cam să luăm alte cadre din alt local. Pentru asta trebuie să dai și eu o sticlă. Păi hai, vreți o sticlă? Că noi am spus că dăm sticlă. Băi, hai că acum pui botul pe alcool. Uite, îți iau vin alb. Tu ce vrei? Eu nu beau, nu beau. Ba da. De pic pe diagonală, care stă în locul ăla. Aia din dispogeam. Tu spui că vreau să-i dau un cocktail. Ce cocktail vrea? Un pahar de vin alb. Vrei un pahar de vin alb? Uite, și vreau să-mi aduc și mergea pentru o fetiță, pentru ea, un pahar de vin alb. Mulțumesc, Raul, asta e pe nota ta, sper că știi. Nota mea nu e notă comună. Nu, este vezi nota ta. Să te campezi vreo 3 milioane de atunci vreo zi, două. Este nota ta. Gata, acum ne-a mai revenit. Auzi, în secunda în care a pus potul pe alcool, s-a terminat. Nu a luat capul. Haide, să te văd. În secunda în care pui potul pe alcool, s-a terminat. Nu! Nu! Ce da ce face? Miau, miau? Miau! Am mai fericit. Vreau să hai că vine cu sticla acum. Ai zis ceva? Nu scuze, nu știu. Asta se dă-i foarte pe Instagram.
Dar ce părere crezi că o să-și facă fetele astea când văd că tu bei cocktail? Asta se întâmplă când ești un alcoolic sever, pur și simplu. Cioc, noroc. Nu, Cici? Cioc, cioc, cioc. Schemă, stil, academie. Ce trăiți? Ce trăiți? Eu-l scuip. Fui veșnic așa. Foarte bun. Calitativ. Asta e reacția mea. Da, dacă nu te uiți la aia, gen... Dezamăgit. Toți. Cici, tura 3. Mă rog, salut! Nu, na. Aia mai mușcat-o, asta... Și deci trebuia să mai stai asta. Bă, cum mai e? A, bine. Nu mai am chef să te aud, să te fac purta aia și pijamaia alea pe tine. Vă mulțumesc în pentru... Pijamale. Pot să fac și o încheiere? În pijamale. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dați like, share și share.